Vă salut, dragii mei, dragile mele. Astăzi am fost la yoga, astăzi am avut ora de yoga și așa m-am simțit bine cu fetele din grupa noastră care ne ocupam. Am finisat cu muzică, sub muzică de premal. Este ceva minunat și îmi place foarte mult. Și cei care mă urmăresc pe Instagram au văzut că am postat cum am finisat yoga. După ce s-a finisat, mi-am luat cofta aceasta, fiindcă mereu când îmi îmbrac după yoga, asta e cofta mea magică, care mă încălzește, mă dă lumină, îmi dă relaxare. Și era o doamnă acolo și mă întreba, o femeie așa tânără, și mi-a zis că vrea și ea să facă ceea ce pot eu face. Zic, tu trebuie să te întreci cu sine însuși, să faci mâine mai mult decât astăzi. Căci exercițiile fizice, yoga, extinderea, nu contează ce fel, ce gen de sport, ce gen de alegi pentru dezvoltarea ta, dar să iei minte că tu să faci, să tinzi mai bine mâine decât astăzi. Și chiar astăzi mi-a venit așa să stau în poza aceasta aici relaxată și mi-am adus aminte de Kellner Gabriela care mi-a scris când am publicat filmulețul cu lingurița pentru exercițiile feței și zic astăzi trebuie să public un filmuleț la fel, să continui pentru fitness-ul feței. Căci chiar Gabriela, îmi închipuiai că ești cu noi în sală și te ocupi cu noi, că am înțeles că îți place foarte mult. Dar o să scot cofta aceasta, vesta aceasta călduță și vreau să continuăm, căci pentru doamnele care le place fitness-ul, vizaj, și v-am accentuat într-un comentariu că mușchii feței nu sunt separați. Mușchii feței sau fața începe de la piept sau poate chiar de mai jos. Mușchii sunt o panglică lungă care ne țin pe noi și ne ajută să ne mișcăm, să ne simțim bine. Dacă sunt dezvoltați, dacă sunt în tonus. Și vreau astăzi să vă accentuez vnimare, să vă trag atenție la un alt instrument. Un alt instrument care ne ajută să ne ridicăm ovalul feței, ne ajută să ne ridicăm pomeții, ne ajută să ne facem obraji așa mai cizelați. Toate filmulețele publicate în ce privește exercițiile fizice, în ce privește ovalul feței, o să vi le atașez în descriere. Dar astăzi da să începem câteva exerciții să vă arăt. Exercițiile acestea se efectuează în tăcere. O să vă lămuresc cum se efectuează și le puteți începe să le faceți prima săptămână în fiecare zi, repetând în 2-3 reprize, câte 10 secunde la început. Apoi măriți până la 20 de secunde, până la 30, cât e posibil. Dacă simțiți că mușchii obosesc, dacă simțiți că instrumentul acesta începe să cadă, relaxați-vă. O să vă arăt cum să ținem doar cu buzele, să ținem acest instrument pentru a întări mușchii faciali. Căci lucrează ovalul feței, mușchii pomeților și o să vă arăt cum întărim zona oculară. Dar fiecare să conștientizeze și să se accentueze la mușchii care se simt că lucrează. Doar atât, stați liniștit, stați cu spatele drept, capul să fie drept, vă relaxați, vă concentrați. Eu acum sunt în poza turcească, căci așa îmi place, mai ales în ziua. Miercurea la mine este ziua de yoga și aproape că toată ziua și chiar îmi place poza aceasta, că mă relaxez. Deci primul exercițiu va fi, care este condiția? Noi ținem instrumentul, noi ținem
nu vreau să zic că e sticluță, că e plastic, e de plastic, dar este comodă și ușoară de a efectua exercițiile. La mine aici este un pic de apă, puteți să adăugați mai multă apă, la început fără apă și să începem. O să ținem, recipientul ăsta de apă 10 secunde, străduiți-vă ca să fie orizontal cu podeaua. Numărăm până la 10, ne odihnim. De fapt, eu pot să țin până la 3, dar până la 3 minute. Dar de la început începeți puțin câte puțin. Dacă simțiți că mușchii au obosit, pentru că eu simt zona aceasta, relaxați-vă. Încă o dată, de 10 secunde și încă o dată. A doua săptămână veți face peste o zi, la 2 zile, apoi de 2 ori în săptămână, o dată în săptămână. Următorul exercițiu, vom fixa recipientul și vom mișca puțin într-o parte și în alta. Fixați doar cu buzele. Fiecare din voi va avea performanțele sale. Nu vă străduiți să puneți la încercare mușchii, fiindcă ei sunt foarte micuți și obosesc, mai ales pentru cei care pentru prima dată. Pas cu pas încercați pentru a atinge rezultatele dorite. Și următorul exercițiu foarte bine ne ajută să ridicăm pomeții. Să ridicăm pomeții, o să ținem recipientul la fel, numai cu buzele și o să apăsăm cu limba pe căpăcel. Iată aici. La fel ca o greutate. Acest exercițiu este foarte bine pentru zona, pentru mușchii gurii. Pentru că iată, eu simt că zona aceasta lucrează. Mușchii feței sunt implicați în acest exercițiu. Ați obosit? Relaxați-vă. Următorul exercițiu vom ține recipientul și vom zâmbi. La fel, în descriere veți avea exercițiul pentru ridicarea pomeților, unde noi zâmbim, dar aici vom zâmbi cu greutate. Ținem recipientul și zâmbim, să lucreze mușchii pomeților. În afară de acest exercițiu de relaxare, puteți un pic, dacă simțiți că mușchii sunt încordați, să tapotați un pic ușor. Puteți să vă alegeți un exercițiu, să faceți un exercițiu, apoi altul, până vă adaptați și mușchii, dacă nu sunt antrenați, exercițiu după exercițiu. Sau puteți tot complexul.
Și următorul exercițiu, fiindcă noi am ridicat pomeții, dar în exercițiu sunt aplicați și zona oculară, vom obține un efect dublu, fiindcă ridicăm și pomeții și întărim și zona oculară. Acest exercițiu, la fel, zâmbim cu recipientul și deschidem ochii, și deschidem larg ochii. Să încercăm! Nu uitați, doar cu buzele în exercițiu și dinții, fiindcă vor lucra maxilarul și mandibula. Nu va fi efectul dorit. Tapotăm, tapotăm, tapotăm. Cu perseverență, cu dorințe, atingem rezultate maxime. Vreau să vă iubesc, să vă îmbrățișez și pe vineri să vă provoc la ceva interesant. Vă aștept cu drag. La revedere, sănătate, pace și iubire. Vă îmbrățișez!